Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineții. Turiștii dormeau când au fost treziți de alarma de incendiu și mai apoi de fumul gros care le-a pătruns în camere. Au ieșit cu toții pe balcoane și au sunat la 112. Eram în cameră, m-am dus către balcon și când m-am uitat în spate spre ușa, am văzut fumul în cameră. Și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Mi-am dat seama că este incendiu, mi-am făcut valiza, mi-am băgat toate hainele în valiză și am ieșit pe balcon și am început să fac mâna disperată. Între timp, după jumătate de oră, a venit un pompier în camera vecină, m-a văzut și a zis că stau liniștită, că mi-aduce oxigen și mă scoate. V-a speriat? Eu zic că nu, domnule, de la seama zic că da, după curs și după atenție. Mai aveați cazare? Mai aveți? Nu este mult. Mai multe echipaje de pompieri din Eforie, dar și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au sosit la fața locului. Intervenția a fost destul de dificilă din cauza fumului foarte dens. Am intervenit cu o linie de furtun. Dificultatea intervenției a constat în faptul că a fost inundat cu fum tot hotelul și etajul 1, 2, 3 s-a ajuns inclusiv la parter. După lichidarea incendiului am trecut la aerisirea hotelului și evacuarea celor 15 turiști, 8 femei și 7 bărbați, care se aflau în balcoane. Incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră. Proprietarii hotelului au anunțat că îi vor caza pe turiști într-o altă unitate de cazare până când vor remedia toate problemele. Pompierii încearcă acum să stabilească cu exactitate cauza incendiului.